Remus Cernea s-a întors din Ucraina, am discutat a 11-a oară. Da, am discutat în ultimele două ediții cu tine live din zone de conflict și nu te-ai întors cu mâna goală. Vedem deja că ne-ai adus un cadou pe care l-ai pe masă și încă ceva pe care o să-l prezentăm acum telespectatorilor. Am adus și casca, pentru că multă lume spune, da, cât de periculos este. Cine folosește acea cască? Este casca mea, pe care o folosesc atunci când merg aproape de front. Specifică jurnaliștilor. Da, e achiziționată din România, deci se poate achiziționa și casca. N-am adus și vesta antiglonț, dar am și vesta antiglonț. Pe care scrie presa. Da, când ajungi în zone apropiate de front, evident că prudent este să le porți. De asemenea, când mergi în zone bombardate proaspăt, și am fost în câteva astfel de zone care tocmai fuseseră bombardate, uneori rușii lovesc de două ori în același loc, la distanță de 10 de minute sau o oră, două. Dar am adus să vedeți și un fragment din ceea ce cred că este o dronă, pentru că am văzut craterul produs de acest obiect, arma care a fost trimisă, și pare să fie o dronă, pentru că acel crater nu era foarte adânc, deci nu era o rachetă. Din fericire nu a murit nimeni acolo unde această armă a căzut, această dronă, dar vedeți cât de contorsionată este. Și sigur că am avut și noi în România câteva drone rusești căzute, dar am adus-o în contextul declarației președintelui Biden de acum 2-3 zile, care a spus, atenție, dacă Congresul nu va acorda sumele necesare Ucrainei, dacă nu va exista un sprijin, un suport substanțial pentru ca Ucraina să poată să continue să-și apere țara, există riscul să ajungem să avem soldați americani luptând cu soldați ruși. Ce implică asta? Implică și soldați români luptând cu soldați ruși. Implică soldați NATO luptând cu soldați ruși. Așadar, contextul în care suntem acum internațional, cred că ne forțează să fim lucizi. Ne forțează să fim lucizi. Ați vorbit despre armele pe care România ar trebui să le achiziționeze din străinătate. Da, democrațiile sunt forțate să aibă cele mai puternice armate din lume, pentru că altfel lumea liberă va fi sub amenințarea atacurilor, agresiunilor din partea unor tiranii care vor noi teritorii. Iar de când Putin a atacat Ucraina, nu mai avem un sistem de securitate internațional. Carta ONU, oricât de generoasă este, cât de minunată este în articolele ei, acum este ineficientă. Acum, practic, a fost suspendată. Nu mai este funcțională. Din 2014, Ucraina spune că ONU trebuie să fie reformată. Și vedeți, sunt și acele imagini, îmi cer scuze, sunt și acele imagini, sunt din orașul Harkov. Imagini filmate de către tine, Remus. Exact. Sunt filmări pe care le-am făcut zilele trecute în orașul Harkov. Este o școală unde s-a dus o bătălie cheie pentru orașul Harkov. Pe aici au atacat rușii, rușii au făcut o bază din această școală, s-au dus lupte grele. Dacă rușii ar fi controlat pentru mai mult timp această școală, asta ar fi permis înaintarea blindatelor rusești spre centrul orașului Harkov, o școală cu predare în limba germană. Și am filmat acest loc și am oferit imaginile postului B1 TV, pentru că trebuie să vedem, trebuie să cunoaștem aceste lucruri. Când le pun pe social media, mai vin unii care spun, nu e adevărat. E fake news, ești într-un studio, nu, ce arăți tu sunt de la întreprinderi care sunt dezafectate. Sunt oameni care neagă realitatea, sunt oameni care resping realitatea, care cutesc într-o fantezie a propagandei proruse, însă noi trebuie să privim cu atenție la ce se întâmplă în Ucraina, este aproape de noi și contextul internațional e atât de dinamic și atât de periculos, încât nu se știe când și cum riscul pentru țara noastră de ceva foarte, foarte periculos s-ar putea să crească foarte mult. Și gândiți-vă că România nu ar fi fost membră NATO și a Uniunii Europene. Gândiți-vă cât de vulnerabil ar fi fost țara noastră în contextul în care, iată, Putin nu are nicio jenă să ucidă mii și zeci de mii de oameni în Ucraina și să atace, să ocupe teritorii. Moldova este pe lista Ucrainei, Lavrov a vorbit recent din nou de Moldova. Pe lista Federației Ruse. Pe lista Federației Ruse. Dar intră la pachet cu Ucraina. La pachet cu Ucraina, sigur, am vorbit foarte mult despre Ucraina și de asta am repetat. Așadar, Moldova este foarte vulnerabilă și imaginați-vă dacă rușii ocupau sudul Ucrainei și ar fi făcut joncțiunea cu Transnistria și ar fi atacat Moldova, ar fi atacat Chișinăul. Ce ar fi făcut România? Am fi asistat încă o dată, ori cu brațele ținute așa, ca Basarabia să fie luată din nou de Rusia, sau ar fi trebuit să intervenim și asta ar fi provocat probabil al treilea război mondial. Deci situația este cât se poate de gravă, trebuie să fim realiști, lucizi, raționali și să luptăm cu toate formele de propagandă pro-rusă, pro-Putin. Facem lucrul acesta și cred că îl facem cât de cât bine, dar este foarte dificil să distrugi propaganda rusă în totalitate. Când o să fie oameni, apropo de ce spunea foarte corect și domnul Cernea, care sunt oameni care neagă ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie. Exact. Sunt atacul Hamas. Exact. Bun, sunt oameni care trăiesc cu convingerea că pământul e plat până la urmă. Nu ai ce să faci, dar trebuie să te lupți și cu propaganda și cred că trebuie să avem o strategie coerentă și tot începe și de la cultură, dar mentalitățile se schimbă cel mai greu și nu se schimbă peste noapte. De aceea cred că propaganda are și teoriile conspirației prind și au succes, de aceea este foarte dificil. Dar în ceea ce privește ce ai spus de ONU și apropo de Ucraina, ONU are o serie întreagă de eșecuri, nu doar războiul împotriva Ucrainei și cred că asta e unul dintre cele mai importante sau cea mai importantă chestiune, ONU e condamnat să se reformeze, pentru că trăiește în continuare în paradigmele de după al celui de-al doilea război mondial, exact, de acum 70 de ani și situația e dinamică și în continuare schimbare. Dacă nu e condamnată la irelevanță strategică, din păcate. Un eșec al ONU trebuie să recunoaștem, așa cum a dus și un eșec al Ligii Națiunilor, exact, care a fost precursoarea ONU, ar conduce către o escaladare a tensiunilor militare, ca să nu spunem către cel de-al doilea război mondial. Sigur, scenariul departe de a fi concret în momentul de față.